Gigi. Salutare, băieți, da. Și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Băieți, salut, băieți, aveți arme la voi? Da. Ascultați aici bine. Trebuie să mergem să spargem bijuteria Evanghelico din nou. De data aceasta am făcut rost de o bijuterie din asta frumoasă, ia uitați. E vorba că această bijuterie are thermal vision, adică orice corp străin care este cald îmi va apărea aici foarte frumos. Iar eu am să vă țin pe împreună cu Nea Gigi. Noi o să fim, eu o să fiu sniper, iar Nea Gigi o să fiu om de teren. Și eu, noi o să vă avem grijă de polițiștii de afară, voi trebuie doar să rezistați înăuntru până când o să-i spargem pe toți. Iar la un moment dat, când mai sunt unul, doi polițiști pe afară, o să trebuiască să ieșiți și să-i înfruntăm ca niște bărbați adevărați. Sunteți cu mine în asta? Da! Hai la mașini să mergem să-i rupem pe nenorociția de polițiști. Nu pot să fiu cu noi la mașină. Vreme? Nu. Dar cine sunteți, domnișoară dragă? Că păreți nouă. Sunteți nouă? Tu așa am o pistolă la mine. Cine te crezi, mă? Vrei să-ți arăt? Păi, potoliți-vă și hai să mergem. Ia-ți, băi, bani. Vă luați mașini, eu merg doar eu cu Nea Gigi în mașină, atât. Și cu mine. Nu, că tu nu poți să fii unde teren cu noi, tu o să te duci în bancă. Eu sunt statică. Perfect. Băieți, mergem să dăm un jaf la Evanghelico, băieți. Care are, bă? O să fiu un jaf din ăsta super șmecher. Undeva. Nebebe, mergem la jaf? Da. Băieți, scoateți-vă mașini, ce-ați spus. Stai, bre, că nouă ne trebuie veste. Ai vestă, ți-ai luat veste? Ne luăm. Ce mașină să iau? Audi R7. Aia specială, a ta. Dar are ceva dacă mergeam cu elicopter? Dă-te, mă, intri mine. Scuze. Două locuri în mașină. Bre, dă-te, bre, jos, a, mă. A, sunt două locuri. A, opa. Păi ți-am zis că oricum nu mergi cu noi. Ce e așa greu? Păi, trebuie să scot o mașină de aici. Am armură după 1000, mă. Stai că mi-o de aici. Sau așa. Armură. Cred că mi-ajung 7. Trebuie să dau jos după mine, că nu-mi place cum arată. Cum aveți una acolo? Nu beau, nu fumez, sorry. O băga mea și iar mi-a schimbat, iar mi-a scăpat țigara. Hai, băieții. Ce zici de mașina mea, Gigi? Hai băieții, hai băieții, hai băieții! Auzi, vrei să intrăm pe căscuța specială, eu tu și Alin? Da, sigur, sigur că da, sigur că da. Hai că fac eu mutări pe căscuță frecvențe. Perfect. Băieți, noi, eu să fiu sniperul acestui jav, băieți. Eu cu Nea Gigi, eu să fiu sniper. Să vedem dacă pot să fac chiar așa multe chestii câte... Mafia, 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 plecam mafia, curcubeu, puțonu. Băi, suntem pe serverul Haos în România. Vă aștept și pe voi aici în fiecare zi dacă vreți să participați cu noi la cele mai șmechere roleplay-uri. Toate roleplay-urile pe care le facem noi... Perfect. Toate roleplay-urile pe care le facem noi sunt roleplay-uri de distracție, băi. Înțelegeți? Nu suntem cei mai șmechere la roleplay, nu suntem cei mai tari, nu rulăm cel mai bine, nu facem toate prostiile cele mai bine. În schimb, ne distrăm de minune și asta ar trebui să se întâmple în momentul în care intri pe un server de 5M. Exact așa cum este Haos. Poți să intri, să te distrezi cu poliția, cu mafios, cu ce vrei. Toată lumea caută distracție pe server aici, fără să ne necăjim unul pe celălalt. Ce mașină e ăla, mă, cum îl cheamă? Sabo? Se zgâie pe ochi Sabo acum. Așa că vă aștept și pe voi pe serverul Haos în România. Clasica, la plimbare. O să mă simt unul din frații Winchester. Ea. Dar știi cine a intrat ieri în oraș? Cine? Un prieten vechi de al nostru. Ha. Radu, mă. Du-te, bă. Da, m-am dat de el, am făcut, făceam bonuri de când? La mai târziu, cred că după... Seara, a, foarte da. Târziu, știi? Păi nu ia. Și făcuse și el un bon de masă și era lângă mine și le-a iaut, știi, zic, ce faci, mă, Radule, mă? Ce zicea?
Ce să zic, că a venit să ne salute, că... Da, la 2 dimineața. Am uitat pe căscuță, băiți. Ai noroc. Perfect, ai noroc, binevenit. O să vreau să dăm doar informații super utile aici, gen. Și informații gen tu, Aline, ce negociez cu poliția. Și eu ce mai vorbesc cu Nea Gigi. Am înțeles, ai ceva anume în cap ce vrei să cer de la milițeni? Nu le cer nimic, dar trebuie să spargeți asta. Am înțeles, spargeți. Aoleu, e o mașină de poliție și asta. Mamă, poliție și mor, înseamnă că pui jaf de curând aici, ce naiba. Ce naiba se întâmplă aici? Ia stai, că mă duc să verific. Mă duc să verific, să văd. Stați așa că e un polițist mort aici. Hai să-l ajut eu pe poliție. Cum dai drumul aici la Jaf? Intri în cameră acolo. Păi, domnule, bebe. Bebe, cel înalt cameră. Treceți de aici, plecați de aici. Ce-ți apară ceva? Băieți, schimbare de plan, băieți. M-auziți? Schimbare de plan. Mergem să spargem o bancă, pentru că aici deja a fost Jaf, era un polițist pe afară crepat. Mergem să spargem o bancă, da? Bebe, cum ziceai poziția aia? Umeri craci. Care ai zis-o ieri, la Jaf? Umeri craci. Ok. Ce facem? Mergem în altă parte? Da, intrați pe căscuță că o să fiți anunțați acolo, să fiți toți pe căscuță. Hai băieții, mergem la bancă, băieții. Ferească Dumnezeu, ăștia ne omoară aici. Sunt blocuri acolo cât de cât. De la mecanici? Nu e asta de aici? Sau aia din spate? Gigi. Asta din stânga e. Perfect. Asta de la ceva cu... Da, auto ce le trebuie? Nu, n-am ce să le dau. Mă duc repede să... Perfect. Bebe, avem o statici sus, repede. Bebe, intrați în bancă. Domnul Bebe Moise, ce mai ziceți? Domnul, ce să fac? Uite, încerc să... Vreți să stau o statică? Vă stau. Nu, da, domnul, că noi vrem să facem cu ei, să dăm cu ei, înțelegi? O dăm cu ei, da, la bebe? Da, cu acaurile și cu șalcane. Hai mă, vere, stăm o statie și văd că ale... A, nu, că face pe noi la percheziționare. Nu, că, ideea e că noi vrem să o dăm cu ei, deci nu prea avem nevoie de o statie, știi? O dăm cu ei, dar n-ai bebe? Da, uite, treci în bancă. Să treci, exact, e domnul bebe așa, bea asta cam 1.100.000 și face, uai, ne iau ăștia, uai, uai, ne iau ăștia. Uitai drag, domnule. Băi, dar vedeți că este o limită, nu știu cum să vă zic, nu știu cât, 6 aveți voi în bancă. Am încercat și noi să dăm, dar... 6 în bancă, maxim, 2 oameni de teren, maxim, și 2 sniperi, atunci așa știu că e min. Da, dar nu vreau să pară cumva chestia asta ce urmează să spun, dar nu e pentru toată lumea. Bine. Noroc. Succes la așa. Mulțumim. Ești cu GoPro? Ca întotdeauna. Bun, salut. Exact. Cine nu dă like și subscribe, mama lui e tata lui. Aia zic. Toată lumea știe asta, băieți, așa că apăsați butonașul de like. A venit tot ce ne trebuie? Ia spune-mi, deci am așa, card de acces safe, card de securitate, fii atent. Spui așa, ai unul static, da, dar îl dai, da, pentru că vrei sânge pe bani. Îl dai, fii atent, îl spui așa, bă, domne, vă dăm o staticul, dar trebuie să chemați întăriri, pentru că ne-am săturat să omorăm doi polițiști. Ok. Să vină și ei mai mulți, să avem cu cine ne bate. Mă auziți? Nu o să muriți, băieți, pentru că eu cu Nea Gigi o să fim afară și o să vă păzim fundulețul ăla pufos, da, cu pudră de talc. Sunteți cei mai tari! Aia zic, să nu vă fie frică că bătaia mai luat. Nu veniți! Ne-au bătut de sus la Pacific, e vremea să întoarcem roata. Mă duc să-mi iau poziție. Rămâneți pe căscuța acolo să ne înțelegem. Am plecat să ne luăm poziții, Alin. Ok, mă anunțați cum sunteți gata și începem. Da. Vreau să pun mașina asta undeva pentru a-i duce la derută. Înțelegi, Matale? Cu totul că e o poziție excelentă aici, o să moară Gibilon dacă te vin. Ia, băi, să vedem unde ne găsim și noi poziție pe aici. Poți să urc aici? Hai, mă, hai că pot dacă e. Pe unde urmă, băieți, mă, și-o? Pe unde urmă, băieți, și-o? Pe aici? Hai că pot dacă e. Aha, ia. Uite, bă, ferate, bă. Să
memoria Gibilan dacă mi-a găsit cea mai șmecheră poziție, dar mie că... Iată băiți. Mi-am luat poziție. Aici mi-am luat poziție. Asta nu e blindată, mă. Eu mi-am luat poziție și sunt pregătit, să știți. Cred că ai putea să-i dai drumul, Alin, la jaf. Ok, încep. Mamă, început jafele, mamă, o să vină poliția, să fie nebunie. Băiți, începe acțiunea, băiți. Vreau să mă pun aici, ai fiene, vreau să mă pun aici, așa, după ăsta. Și să mă pun și așa, pass out, în cazul în care mă caută poliția, mă pun așa, pac, pass out. Nu știu cât de mult o să meargă și cât o să fie, dar, na. Încerc, n-am ce să fac. Da, nu știu dacă am o poziție perfect. Faza, știi care e? Că oricum ți se vede glonțul de unde vine, știi? Trebuie să te miști mult ca să nu mori. Tu ești pe clădire acolo deasupra lor? Nu. Cine e ăla? Și-a pus haine pe el în pana mea, îl văd, să-i dau glonț? Mă, ce mă? Nu, nu, eu sunt jos, la... eu sunt la sol. Eu nu sus pe clădire acolo. O să verific. Fiți pe aia din fața băncii, ești nebun? Verific, verific. Cu termala vezi imediat, ești nebun? Eu ți-am zis. Încă e acolo, că văd o luminiță. Au venit polițiștii? Nu a venit nimeni deocamdată. Tu ești pe burtă, mă? Eu? A. Nu, eu sunt jos, mă, nu știu unde să zic. Sunt jos de tot, pe stradă, cum ar veni. E cineva pe burtă sus, pe clădire, în fața băncii? Față-n față cu banca, cine da. E ăla? Cine e ăla acolo? Nu știu. Nu. O mașină blindată, the fuck. Are un singur șofer în ea? Jaful suprem, băieți, jaful suprem. Hai să mă ascunci, băieți, suntem sniper la acest jaf miraculos de nebun. Da, unul. Un șofer. Ți-ai pus vestă? Da, da, am vestă. Ăla dă cu cuțitul, polițistul, ce naiba face? Am văzut și eu. Ăștia a intrat în bancă acum. Negociază, cred. Polițistul, băi, ce cap e ăștia de aici, bum. Cap i-aș da la polițistă. Aud a doua mașină? A venit a doua mașină? Au venit două mașini. Am început să luăm banii. Trei polițiști au venit, încă trei. Unul a plecat, a venit spre mine. Unde? Tu ești sus deasupra? Eu sunt jos. Jos unde? Vine la mine. Ați tras voi afară? Șiii, vine la mine, o să-l împușc. Bă, poți să te ajut de aici de la mine? Îl văd pe unul care se întoarce la bancă. Au fost la tine acolo? Gigi. Am unul aici la mine. Împușcă-l. Să te împuște el pe tine. Trebuie să schimb poziția după ce l-am pus. Văd un polițist mort, dar cine a tras la tine, Gigi? Nu, nu. Ceva mort acolo, nu știu. Ia, Gigi. Băi, ia lăsați-mă un pic, mă, că l-am lângă mine aici și se tot învârte.
pe lângă mine pe aici. Nu punem unul pe altul. Să-mi ziceți când dați cale liberă, Aline. Unde verde să tragem unii. Ăștia sparoțile la mașină, Aline. Mă spune că poți să-i spui că a văzut sniperul ca sparoțile. Se va aduc alte mașini, nu știu, în schimbul staticului, nu știu. Să cheme mecanici să repare toate mașinile. Bine, Gigi, spune-mi unde ești, mă, că te ajut eu. Sunt față în față cu clădirea, dar sunt jos la solid. Băieți, începe focul, începe focul. Perfect. Față în față cu clădirea. Da, nu știu. Eu sunt cum ești din bancă în dreapta, față în față, dar după clădirea asta imediat, după clădirea de din fața băncii, peste strada. Sunt jos. Tu un pic. Și eu unul stânga ta, jos. Ar trebui să fie unul. O să încep să trag și o să plec de aici. N-am încotro. S-a început. Am executat pe unul. Mort. Bravo. Și eu am scos unul. Să încerc să nu te arăți, că poate au și ei termale. Mă retrag, mă retrag. Am fugit de aici. Bravo. Aline, ce mai vedeți pe-n fața băncii? Alin? Ori băga gaz aici la noi, pe aici în fața băncii la noi nu prea avem, nu știu de unde trag. Că eu mă plimb prin fața ușii și nu... Ok. Îl văd pe unul sus, cocoțat undeva, cred. Mamă, era să mă vadă ăștia, ești nebun. O, vedeți că s-au suit în spatele clădirii. Shit, m-a văzut. E unul în spatele clădirii, Gigi. Ai auzit? Da, am auzit. Clădirea asta, el vine pe-n spatele clădirii, să știi. Îl văd unul în față. E unul în spate. E unul lângă mine, lângă mine, sus, îl aud cum urcă. Nu-l văd, nu pot să te ajut. Dacă ai putea să vii cumva pe partea asta cu mine, nu știu. A urcat. Urc după el. Dacă mor aia, e pe clădire el, în stânga. Față în față cu... Dar lasă, de ce nu las să-i dai eu ce eu de aici de jos? Voi rezistați în banca linie acolo, dați info ceva, dacă vedeți da, rezistăm, oameni prin fața băncii. Da, rezistăm, nu vedem nimic fața băncii. Nimic. A murit unul, a dat cu gaz aici. Stai că trebuie să-l aud pe ăsta. Nu. Sar la el, mă, eu sar la el. În fața băncii nu avem pe nimeni în fața băncii. Ok. Cum n-aveți, mă, că văd un polițist. Acum s-a tras în față. M-a auzit, mă, și-a sărit. Aveți acum în față? Am omorât unul în fața băncii. În față. Avem. Tocmai am împușcat pe unul cap acolo în fața băncii. Mai avem unul. E pe I-am dat hit. Unde e? Jos, unde eram eu acum. Nu știu. Avem în fața băncii. Și șobolanii ne învârtim. Avem în fața băncii. L-am omorât? I-am dat cap. Nu știu dacă a murit. Alin, confirmă. Stai așa că avem gaz aici, nu pot să mă duc în față. Ăla de vă băga gaz la n-ala în tas. Perfect atunci. Mamă, ne-am îngrămădit. Nu! Stai să-l omor pe ăsta și vin. De fapt stai mă că l-o colesc mă și vin eu. Vin eu la voi. Vin la voi, să știți. Fac roată, rezistați. Mamă, cu aia... Îl văd pe unul, îl văd pe unul. Cine e ăla de al nostru, mă? E jos? E cineva în față. Jos, da, eu la intersecție. Ah, eu sunt în stânga ta.
Ai geantă roșie în cap, da, roză? Da, aha. Da. Eu sunt spatele tău, peste drum, fix acum, uite-te la mine ca să mă știi, să nu te sperii de mine. Mă vezi? În garaj aici? Da, 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 ok, ok. Vezi că vine o mașină, vine o mașină. Da, e albastru, nu ai treabă. Păi au și albastru de încolo. Păi, puteți să vedeți în fața băncii la noi? Da. Avem ceva în fața băncii? Nu știu, nu văd nimic, sincer, nu pare să fie nimic. Mai era unul în dreapta mea, bebe. În dreapta deci, ta unde? În dreapta mea e un câmp așa deschis, în, de la de apartamente și în mijloc e un parc așa gol, înțelegi? După clădirea asta. Uh-huh. Uite cum uit eu, înțelegi? Mașină. N-ai treabă acolo. Puteți să ieșiți. Nu, o să tragă nii. Zici? Da. Trebuie să stăm ascunși. Și aici unde ești tu a trecut unul îmbrăcat în armată. Ai omorât vreunul în armată? A venit până spatele clădirii. Da, da, e unul mort aici la noi înăuntru. Jandarmerie, s-a oprit o jandarmerie în față. Ba nu, ce e ăla, mă? Ăla e mecanic, mă? Care ești? Mamă, unde te-ai dus, negege, ce nebun ești? Unul cu mâinile sus, cine e ăla? Nu știu, dar pot să trag în el. Acum nu mai pot. Doamne, am tras de nebun, frate, fără să vreau. Uai, ce m-am speriat. Nu-l mai văd. Trebuia să trag în pana mea. Trec drumul, mă ții? Încerc, dar îți dai seama că nu văd nimic. Ai trecut? Trec, încă trec. Nu te văd, ești nebun, pune treci. Prin față. Ah, gata, te-am văzut. Vedeți ceva în față? Bă, nu. Pe culoar, nu. Era un polițist, dacă ieșiți, unul în stânga s-ar putea să fie și mai trebuie să fie unul față în față cu tine, Alin. Acum nu știu dacă l-ai tras sau așa. Am tras după el, am avut un mic duel cu el, dar a fugit. Probabil i-am dat ceva. Eu ca și sniper pot să-mi schimb poziția? Sau trebuie să rămân aici? Să-l scot pe unul afară de test să văd. Am un om. Nu, dacă ieșiți, n-are rost să pierzi omul. Mai bine ieșiți toți. Am înțeles. Păi ce ziceți, să ieșim toți? O, așteaptă un pic să fac, să văd dacă pot să merg în stânga. Așteaptă un am pic. Am înțeles. Stânga tage. Sunt în spatele băncii acum. Eu să-mi schimb și eu poziția undeva, să vedem dacă pot să văd pe cine. Uite, m-am căzut, mă, ferească, Dumnezeu. Aici nu pot, mă, să mă sui? Mamă, că nu pot, că e tip. Bro, nu văd pe nimeni, bro. Ieșiți. Ieșim? Bebe, se iasă? Cine e în față? Cine e în față cu bicicleta? Nu. E un polițist cu bicicleta, ești nebun? Îl aud, îl aud. Mă duc pe el, mă duc pe el. Doamne, am căzut. Și unde e? E unde e ăla lovit de mine. E împușcat de mine. Mă duc dacă mi-au mai... Hai, ieșiți, ieșiți. Unde, unde? Ești la dubă, la blindată, unde? Ieșiți, ieșiți. Dacă nu știu să-l eu dau acum. Ieșiți, Aline. Vezi că e sus, acum, s-a dus deasupra băncii cumva, știi? Okay, cu bicicleta. Okay, okay. Unde ai fugit tu, în dreapta, cum da, fugeai da. Tu, e un gang, un gang. Cine se duce la el? Se duce cine la el, eu, tu? Eu. Pe acolo e, să știi, dar nu știu exact, și e pe bicicletă. Dar ăștia nu vin cu mine să mă... Am ieșit, vedeți că am ieșit. Retrage-te de acolo, Gigi. Bă, nu-l mai văd. Nu e aici. Acolo s-a dus, nu s-a fi fugit undeva, nu știu. Vedeți că aveți pană toți în pana mea. Tu e sus, tu e sus. Da, eu. Eu la motocicletă sunt. Am scăpat. Hai Gigi, vino jos de acolo. Hai, acum. Aud o mașină. Aveți păi nevoie de ajutor? Sunt ai noștri. Ok. Ah. Sunt cu motocicleta. Mă duc să mă învârt și după aia am plecat la casă. Am luat bani și de la unul de la noi care a murit. Unde parcă mașina? Vino în dreapta, Gigi. Hai la mine, în dreapta aici.
Mașina e tocmai în stânga, dar mergem și luăm împreună. O vezi pe mine? Nu mai văzut. Nu, că încă mă uit la ăia acolo. Hai că vin spre tine și eu. Hai să-l scoatem și pe ăla, că sigur mai e unul. E aici unul. Uite aici unde mă duc eu acum. Mă vezi pe mine unde mă duc? Te văd, sunt în spatele tău. Hai că te aștept. Să facem pic amândoi. Păi îl iau pocolite, nu facem amândoi pic. Unde zici că e el? Pe lângă clădire? Sus, jos, da, unde e? Aici, jos, jos, jos. Jos, că s-a urcat pe clădire, m-am dus pe clădire. Hai zic că mă aștept, sunt prea că mă aștept. S-a... M-am dus după el, a fugit de mine. I-am dat două hituri de shotgun în pana mea. Bine, de la distanță. Destul de mare. Au niște scări. Tu, bun. Și scările că... A, astea, uite ce urât fac astea. Bă, sunt oameni morți acolo. Dacă aveți nevoie de ajutor, să ziceți, bine? Ce mișto e bine data asta. Hai după mine, Gigi, hai să mergem să... Ce pe aici, vrei să-l căutăm pe ăla? Aș vrea, că nu... Hai să mergem. Bă, ăsta o sări și de la mare înălțime, poate o fi murit, nu? Dar nu, cred. Nu, ce m-a speriat de tine, Nea Gigi. Mașina trebuie să fie acolo, în față. Aici, în față? Aha. Eu văzusem niște polițiști acolo, deasupra băncii, da. Văd mașina. Hai, urcă. Ai, ești avea reușit, ești nemon. Yep. A, uitați, băi, ce ziceți, băi, deja a fost, ne-am revenit și noi cu sniperul. M-a avut, am fost organizați bine, rău de tot cu Nea Gigi. Bă, data viitoare când facem o chestie din genul, trebuie să facem în așa fel ca eu să te pot ajuta pe tine, în pana mea, înțelegi? Tu să fii cumva în fața mea și dacă te pușează cineva, eu ca și sniper să te pot ajuta. Bă, de nu m-am jucat cu ăla cap, ca șoarecele și pisica am fost, jur. Băi, cam ăsta a fost episodul. Dacă vreți să faceți parte din Mafia Curcubeu, veniți și voi pe Server House România. Dăm geafuri aici din astea exemplare cu toți băieții de elită. Yeah. Vă pup și nu uitați să apăsați butonul de like și vă așteptăm și pe voi pe Serverul House România. Pentru cele mai șmechere acțiuni de genul ăsta cu Mafia, cu Curcubeu, cu Bau Bau. Mergem să împărțim niște bani la băieți acasă și ne auzim în seara asta la un live și mâine dimineață la un nou episod legendar cu Mafia, Curcubeu, cu Bebe Moise, cu Jafur, cu Nea Gigi, cu toți nebunii pe serverul House România.